Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Laurențiu Flora este numele meu și am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am ales să vă citesc câteva lucruri în legătură cu mijloacele de transport în comun. Haideți să vedem care sunt aceste informații în legătură cu mijloacele de transport în comun pe care am ales să vi le transmit pentru a vă oferi valoare, bineînțeles, și care sunt lecțiile pe care voi le puteți extrage în legătură cu acest subiect. Și dar să începem. În orice mijloc de transport, dacă în preajma dumneavoastră se află o persoană însărcinată sau o persoană în vârstă, trebuie să cedați locul. Vă spun aceste informații nu doar la nivel de teorie, ci și la nivel de practică. Chiar trebuie să faceți aceste lucruri. Pentru că sunt mulți care văd și găsesc fel și fel de joculețe, stau pe telefon, nu văd. Nu, ai văzut, ai acționat. Sunt de evitat certurile sau vorbitul tare la telefon, dacă vă aflați într-un mijloc de transport în comun sau pe stradă. Da? Sunteți în metrou, în autobuz, nici nu contează unde sunteți, într-un mijloc de transport în comun, în tramvai. Și vorbiți la telefon, nu trebuie să țipați sau de pe tramvai. Mai ales să nu vă certați cu cineva. Da? La metrou, dacă doriți să staționați pe banda rulantă, da? Foarte important, trebuie să o faceți întotdeauna pe partea dreaptă pentru a lăsa culoarul din stânga liber persoanelor care se grăbesc. Da? Deci, în momentul în care stați pe scările rulante, efectiv trebuie să stați în partea dreaptă dacă doriți să staționați și să urcați odată cu metrou. Dacă doriți să mergeți efectiv, trebuie să aveți culoarul din stânga liber, doar pe partea stângă se urcă și este recomandat că dacă voi doriți să aveți liber, să lăsați liber și celorlalți care doresc să urce mai repede pe banda rulantă. Bunele maniere recomandă să păstrați curățenie și să evitați să scrieți pe scaune sau să faceți graffiti. Asta, în general, tinerilor, aceste mesaje sunt importante pentru ei, să nu scrie pe scaun numele lor sau ceva de genul acesta. Da? Acesta a fost video legat de mijlocul de transport în comun, de ce să facem, ce să nu facem și sper că v-am adus valoare, sper că ați extras anumite informații prețioase și vă recomand să urmăriți și alte videouri legate de bunele maniere pe diferite subiecte.